Creșterea prețului pentru căldură i-a dezamăgit pe majoritatea cetățenilor. Oamenii spun că vor trebui să intre în datorii după ce în capitală agentul termic s-a scumpit cu aproximativ 60%. Foarte greu să fiți plătim pensionare. Foarte. Eu am 2000. Din 2000 ce trebuie să... Nu știu. Bine că eu încă mai lucrez, dar cei care nu lucrează... Să facem datorii cum era în anii 90. Și așa să facem cu încetișor. Nu cum să facem, cum plăti cu câte o leacă, câte puțin. Это очень плохо. Для пенсионеров это вообще неподъемная сумма. Și locuitorii municipiului Bălți vor achita cu aproximativ 550 de lei mai mult, după ce pentru CET Nord a fost stabilit un preț de 1742 de lei pentru gigacalorie. Будем экономить, будем каким-то образом выживать. Хотя это неправильно, конечно, это должно правительство думать. Ну, скорее всего, тяжелее всего, как обычно, тем, кто меньше всего получает, и пенсионерам. Поэтому это очень плохо, то, что такое подорожание. Ну ладно, когда на 10, на 20, но на 60, это вообще невообразимо. Oamenii spun că au făcut deja și calculele și îi sperie sumele pe care vor trebui să le scoată din buzunar. În an plătim 700 ceva, dar anul ăsta mă strânge în schinare. Spun că de două ori mai mult ar fi băgat. Nu știu, idei n-am, e foarte greu, e complicată situația. Eu nu știu pe cine de învinuit. Păcate, plor normal la budeți. A potom? A potom ne zlahe. Prajuviom, o vidim. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat cererea termoelectrică de majorare a tarifului. Astfel, în capitală, o gigacalorie va costa 1772 de lei fără TVA, ceea ce înseamnă o creștere a tarifului cu 650 de lei. Și consumatorii care beneficiază de agent termic de la Termogaz Bălți vor achita 1772 de lei în loc de 1083 de lei cum era până acum. Cu peste 700 de lei mai mult pentru o gigacalorie vor plăti și locuitorii din Combrat și Găgăuzia, după ce pentru Comgaz Plus și RTC Combrat au fost aprobate tarife de 2151 și respectiv 1907 lei. Au fost majorate și tarifele pentru furnizorii mai mici, precum apă, canal, Chișinău și servicii comunale Glodeni, care din 1 noiembrie vor avea tarife de 1816 și respectiv 1637 de lei pentru o gigacalorie. Guvernul a anunțat anterior că va compensa două treimi din costul majorat din prima gigacalorie, dar nu mai mult de 450 de lei. Potrivit ANRE, noile tarife intră în vigoare din 1 noiembrie.